Astăzi, la de cripto, în ce am investit 15.000 de lei în ultimele luni? După cum bine știți, nu am investit pe piața bursieră în acțiuni propriu-zise, doar am tranzacționat SP-ul și Big Tech. Cam asta a fost toată tot drumul meu pe piața bursieră, însă acest lucru s-a schimbat în ultimele luni și anume am investit în MicroStrategy pentru următorii 5-10 ani. Nu este o investiție pe termen scurt, este o investiție pe termen lung. Și o să vedeți de ce spun pe termen lung și de ce am ales MicroStrategy. Nu cred că o să mai investesc și în alte acțiuni nu, cel puțin pe termen scurt în aceste momente și când vorbim despre MicroStrategy vorbim bineînțeles despre Bitcoin uh, și cred că sunt oportunități foarte foarte mari în piața cripto de astăzi sunt aici și 24 din 24 cred că se uh, sunt oportunități mari în piața cripto însă pe termen lung am ales și MicroStrategy pe lângă Bitcoin uh, și înainte să mergem mai departe nu uitați să apeși un like, un comment, mă ajută foarte mult la viralizarea acestui videoclip și sper să vă placă. Hai să dăm drumul! MicroStrategy este o companie de software de business intelligence fondată în 1989 de Michael Saylor și Sanju Bansal. Sediul central este în Virginia. Compania este cunoscută pentru dezvoltarea de soluții software care ajută organizațiile să analizeze datele și să ia decizii informate. Însă, în ultimii ani, MicroStrategy a devenit foarte popular datorită unei schimbări majore în strategia sa, îndreptându-se către investițiile în Bitcoin, schimbându-și modelul de business într-un așa numit Bitcoin Standard. Michael Saylor, cofondator și CEO al MicroStrategy, este o figură carismatică și vizionară. El a făcut parte din lista Forbes 400 și este recunoscut pentru capacitatea sa de a anticipa tendințele tehnologice. În 2020, Saylor a atras atenția mondială când a anunțat că MicroStrategy va investi o parte semnificativă din rezervele sale de capital în Bitcoin văzând în aceasta o rezervă de valoare superioară în contextul inflației și instabilității economice globale. Însă nu a fost tot timpul fanul criptomonedelor și a Bitcoinului. Acesta scria în 2013 pe Twitter că zilele Bitcoinului sunt numărate și că este doar o chestiune de timp până când va suferi aceeași soartă ca jocurile de noroc. De la prima crizie de Bitcoin în august 2020, MicroStrategy a continuat să cumpere Bitcoin indiferent de preț, transformându-se într-un pionier al adoptării criptomonedelor în sectorul corporativ, iar în momentul filmării acestui videoclip, compania deține 226.331 de Bitcoin. Această strategie a tras atât laude cât și critici, dar a consolidat poziția companiei în industria fintech. Prezent la o conferință despre Bitcoin, Michael Steller a spus -o un lucru foarte, foarte interesant și anume, din ianuarie 2024 a început Marea Goană după Bitcoin, din 2024 până în 2034, deoarece în 2034 99% din toți Bitcoinii care vor exista vreodată, vor fi minați și vor fi în piață. Și atunci oricine deține Bitcoin până atunci și cine deține din ce în ce mai mult Bitcoin va avea din ce în ce mai multă putere până atunci. Și în aceste momente la câți Bitcoin deține Michael Saylor și compania lui MicroStrategy deține 1%, peste 1% din toți bitcoin care vor fi minați vreodată. Gândiți-vă la acest aspect. Și mai departe o să mergem și pe grafice, deoarece și graficele arată foarte interesant. În aceste momente, compania MicroStrategy este evaluată la 30 de miliarde de dolari și jumătate din banii aceștia sunt băgați în Bitcoin. Aproximativ 15 miliarde de dolari la prețul actual al Bitcoinului face ca tot ce deține ei să valoreze 15 miliarde de dolari. Puteți vedea ce s-a întâmplat cu, cu compania după ce s-a trecut la acest model Bitcoin. Practic, de aici s-a dus pe lună MicroStrategy. Și Seller a cumpărat fie că a fost la 60.000, fie că a fost la 50, fie că a fost la 30, la 20, la 1, la 15 16.000 de dolari. MicroStrategy a cumpărat continuu, continuu Bitcoin. Ăsta a fost modelul lor și mergem pe graficul celor de la MicroStrategy, îl găsiți cu tickerul MSTR. Și eu am investit pe Trading212, găsiți cred că și pe Toro și cam pe toate site-urile foarte mari pe care se tranzacționează și piețele bursiere. MSTR, practic ne vom uita din august 2020, cam de pe aici, da? undeva din august 2020 și să pun și o linie verticală, undeva din august 2020. Cam de pe aici uh, au început să investească în Bitcoin. uitați cum a arătat compania înainte de uh, august 2020. Dar, practic din acel dat cam bubble din anii 99, uh, anii 2000, acțiunea a fost chiar și la 3.200 de dolari, dar de atunci a fost într-o mediocritate. Da? A fost undeva la 4 dolari, 4 dolari, 15, 20, 30, 100, cam acolo, da, 170, 200 a scăzut la 90, 80, 90, însă de atunci lucrurile s-au schimbat radical. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu acțiunea. Dacă ne uităm un pic și măsurăm din august 2020 până în aceste momente, în aceste momente acțiunea valorează 1778 de dolari. Practic, a urcat 1265%. La sută. Dacă uităm un pic pe Bitcoin și dacă punem la fel o linie verticală cam de prin august 2020, august, mai, aici, septembrie, august 2020, da? Dacă măsurăm august 2020 până în aceste momente, Practic Bitcoin a urcat 457% adică dacă deține acțiuni MicroStrategy ți se uh, urcau de vreo 3 ori mai mult decât dețineai Bitcoin. Deci practic MicroStrategy este un leverage pe Bitcoin și la cât de mult Bitcoin dețin ei în aceste momente MicroStrategy Practic la fiecare 1% pe care Bitcoin îl adaugă, dacă urcă 1% Bitcoin, MicroStrategy urcă undeva între 2 și 3%. Dar la fel, la fiecare 1% pe care Bitcoin îl scade și MicroStrategy scade 2-3%. Și atunci dacă ne gândim pe, pentru următorii 5 și 10 ani și noi credem că Bitcoin o să, o să, se, o să urce foarte mult în următorii 5-10 ani și atunci Bitcoin va urca, Inevitabil vor urca și microstrategy și ați văzut și foarte multe um, discuții interesante pe care le-a avut și Michael, Michael Saylor pe uh, televizor în America și în care le-a întrebat toată lumea, dar când o să vindeți? Când o să vindeți din acei Bitcoin? Și le-a spus, niciodată, gândi, gândiți-vă să dețineți 1% din tot aurul global gândiți să dețineți 1% din toți Bitcoin care vor fi minați vreodată și atunci de asta am investit eu în MicroStrategy și nu mă interesează pe termen scurt că o 10, 20, 30% mă interesează pentru următorii 5 și 10 ani și mi-am pus și uh, să se cumpere automat în fiecare vineri de o anumită sumă de bani și nici nu mă interesează uh, acțiunile pe termen scurt, mă interesează pentru următorii 5 și 10 ani și de asta cred eu că s-ar putea ca MicroStrategy să devină Printre cele mai importante companii în următorii ani. S-ar putea ca și MicroStrategy să intre în SP 500 în următorii ani, deoarece și acolo sunt niște uh, cerințe de trecut. Nu cred că în acest moment Microsoft ar putea să intre în SP 500, dar s-ar putea în următorii 2-3 ani. Și atunci Bitcoin o să fie în SP 500. Când o să fie în SP 500. Tot timpul când o să cumpere acțiune pe S&P 500, o anumită fracțiune o să intre și în MicroStrategy și inevitabil în Bitcoin. Și atunci de asta cred eu că MicroStrategy este o acțiune foarte importantă pentru următorii ani. Dar la fel, dacă pe urcare avem urcări și mai mari, bineînțeles și pe scădere. Dacă analizăm un pic de aici din februarie 2021, Microstrategy până în bottom a scăzut 89%. A scăzut din 1300 până în 130 de dolari, adică o scădere de 89%. Dacă ne uităm pe Bitcoin, cam din uh, februarie, ăsta uh, că eu nu văd foarte bine aici. Uh, martie, ianuarie cam de pe aici, da. Uh, din februarie 2021 până în bottom, Bitcoin a scăzut undeva la vreo 63%. Da, vedem o scădere mult mai mare pe MicroStrategy. De asta spun eu că este un leverage pe Bitcoin. Dar are un model foarte interesant și cred foarte mult în MicroStrategy și în tot ceea ce face Michael Saylor. Și de asta am investit pe termen lung în MicroStrategy pe lângă Bitcoin. Și cred că dacă Bitcoin o să meargă în, următor, în următoarele luni peste 70, 80, 90, 100.000 de, de dolari, cred că și MicroStrategy ar putea să urce foarte, foarte mult de aici. Dacă punem un fibonacci din acest vârf până în low-ul de 100, 134, putem vedea că targetul următor pe MicroStrategy ar trebui să fie undeva spre 3.200 de dolari și încă un anunț foarte important Cred că pe 7 august sau pe acolo, în jurul, în jurul datei de 7 august, se o face și un stock split pe MicroStrategy. Și anume, dacă deții o acțiune în acest moment de 1700 de dolari, vei primi 10 acțiuni care o să valoreze 1700 de dolari și atunci acțiunea o să scadă, împărțim la 10, da, la 177 de, de dolari. Asta se întâmplă cu acțiunile, nu pierzi nimic, deoarece vei primi 10 acțiuni care valorează 1700 de dolari. Și atunci din august vom vorbi despre acțiune care va fi 170-180 de dolari. Da? Deci nu pierdeți nimic ca când se face acest stock split. Asta se întâmplă cu majoritatea stocurilor care urcă foarte, foarte mult. Se face un stock split și acțiunile continuă. Cum s-a întâmplat și cu Tesla, cum s-a întâmplat și cu Nvidia. Și atunci, dacă Bitcoin se să meargă spre 80, 90, 100 de mii dolari, cred că și MicroStrategy ar putea să meargă spre 3, 4-5 de dolari în viitorul apropiat, adică în următoarele luni până la următorul un an sau doi. Și vă repet, nu este un play de jucat pe termen scurt, este un play de jucat pe termen lung. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu acțiunea de aici, din bottom Batamul local din Uh, anul acesta, dar da, da uh, ba, nu, din uh, decembrie 2022. Din decembrie 2022, MicroStrategy a urcat până în aceste momente 1200%. Practic de când a început acest uptrend pe Bitcoin. Dacă punem uh, ianuarie 2023 pe Bitcoin, până în aceste momente a urcat undeva la 290%. Bitcoin. Deci putem vedea că Microstrategy au urcat de vreo 4 ori mai mult decât Bitcoin, de când a început acest raliu și pe Bitcoin și pe piața cripto. Cam atât a fost pentru astăzi și sper că v-a plăcut acest videoclip și nu uitați să apăsați butonul de like să îl viralizăm foarte mult. Pe data viitoare!